Odată cu începerea vacanței de vară, în mai multe tabere de odihnă este forfotă mare. Acestea sunt pe ultima sută de metri de pregătiri pentru a găzdui mai mulți elevi din Chișinău. Echipa noastră de filmare a vizitat câteva tabere municipale și vă spune detalii în reportaj. La taberele Poienița Veselă și Alunelul se muncește cu zor de aproximativ de o lună de când au început pregătirile. Directorul taberei Poienița Veselă, Ion Patic, ne-a enumerat realizările făcute în această perioadă. S-au reparat practic toate încăperile, toate dormitoarele, au fost amenajate cu albituri, cu inventarul necesar pentru copii. S-a făcut ordine la cantină, mobilier, deci practic în anul acesta am schimbat mult mobilier, s-au instalat dulapuri noi în fiecare căsuță. L-am întrebat pe director care sunt beneficiile aflării timp de 10 zile de parte de forfota urbană. Este un program deosebit pentru acest an. Pedagogii deja au dat propuneri cam ce plan de activitate se întocmim aici, deci va fi foarte interesant, discotecile, filmi, seara au copiii posibilitate, piscina va fi pregătită iarăși pentru posibilitatea copiii de a se bronza, de a se scălda. Nu am ezitat să vedem piscina unde l-am întâlnit pe domnul Mihai, care mai bine de 3 decenii activează în calitate de antrenor de not, anume la taberele pentru copii. Și acum am venit, când s-a deschis inima din nou, aici la tabăra acesta, lucrez 35 de ani în urmă, am venit aici la bazin aici. Și acum când am venit în anul 2023, o satisfacție, o nemaipomenită, sunt bucuros. Acum te-ai făcut curățenie și peste 2-3 zile acum să fie super. Copiii vin, majoritatea copilului se bronzează, sub supravegherea educatorilor, antrenorului de not. Restul intră în bazin, aici este plasă, se pune plasă, pentru copiii mici care nu poate să noate. A copiii care poate să noate, acolo în bazinul mare. Și muncitorii responsabili de reparație și amenajare s-au arătat optimiști că vor reuși să se încadreze în termen. Suntem pe ultima sută de metri, nu ne-a mai rămas mult timp, timp trece repede, mai avem încă, aranjăm, ne pregătim așa, intens. Aranjăm paturile, mai stergem praful, mai împrospetăm unde mai este necesar. Mai avem pendetașamente, mai avem cantină, așa, pe afară, mai este gazonul, avem de, mai avem. O să reușim, facem tot posibil să reușim și să le oferim copiilor un confort ca să odihnească, să le fie bine. Foarte bine, e frumos, e bine aici, atmosfera. Muncim. Să facem reparația. Acum dăm cu crască, s-a făcut în căsuț. Și acum cu crască ne-au rămas scaunele. Finisăm. În acest an, 3500 de elevi vor avea posibilitatea să se odihnească la Poienița Veselă. Pentru un bilet de odihnă, părinții vor achita 700 de lei, iar restul, 80% din prețul integral de 3500 de lei, vor fi alocați din bugetul municipal. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău, aproape 10.000 de elevi din capitală se vor odihni și în această vară în taberele municipale. Autoritățile locale vor acoperi o bună parte din costul vacanței, iar părinții vor trebui să achite doar 20%. Vor fi deschise 14 tabere de zi și 3 cu sejur permanent. Alunelul din satul Bardar, raionul Ialoveni, Poienița Veselă din Dânceni și Cereșarei în Vadul lui Vodă.